Un om al străzii a câștigat la jocurile de noroc peste 2500 de lei, însă la scurt timp a fost răpit de trei bărbați care l-au jefuit. Bărbatul în vârstă de 40 de ani a câștigat duminică după amiaza 2500 de lei la un aparat de tip slot machine. După ce și-a cumpărat o sticlă de băutură, acesta a plecat să se cazeze la o pensiune, însă la recepție a fost refuzat. Când a ieșit din unitatea de cazare, a fost luat pe sus de trei bărbați și urcat într-un taxi, unde l-au agresat și i-au luat banii, apoi l-au abandonat în stradă, notează sursa citată. La data de 29 ianuarie, în jurul orei 17, un bărbat a sesizat poliția municipiului Sibiu cu privire la faptul că în aceea zi, în jurul orei 16, în timp ce se afla pe o stradă al cărei nume nu l-a putut preciza în municipiul Sibiu, ar fi fost acostat de către trei bărbați necunoscuți care l-ar fi agresat și ar fi sustras suma de 2500 de lei, un telefon mobil și o sticlă cu băuturi alcoolice, a transmis IPJ Sibiu. Ulterior, polițiștii sibieni au prins pe agresori. Cei trei au fost identificați de către polițiștii de investigații criminale. Este vorba despre doi tineri în vârstă de 28 de ani, respectiv 30 de ani din județul Sibiu, precum și un tânăr în vârstă de 28 de ani din județul Mureș. Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Au fost recuperate telefonul victimei și suma de aproximativ 500 de lei, relatează mesajul.ro.